După cum vă anunțam încă din jurnalul din 30 mai, se pare că în județul Hunedoara, rotativa funcțiilor a luat-o la voale înaintea celei de la guvern. Nu doar Lucian Heiuș a dat demisia din funcție de șef ANAF, ci și medicul Valeria Filimon, cea care a condus ambulanța în Hunedoara. În plus, și Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara va avea din această lună conducere nouă. Medicul Valeria Filimon a coordonat timp de 12 ani activitatea Serviciului Județean de Ambulanță, dar din această lună a renunțat la funcție din motive personale. În schimb, rămâne pe baricade, alocând mai mult timp părții medicale. A fost o decizie personală, nu neapărat, hai să zicem, 12 ani în care nu consider că m-am erotat, consider că am progresat alături de echipă. Sper că este o decizie personală, fac parte în continuare din echipă și sper și sunt convinsă că activitatea se va desfășura în continuare cu exact așa cum trebuie să funcționeze un serviciu de ambulanță. M-am degrevat de niște responsabilități ca să pot să mă ocup mai bine de partea medicală. Noul manager este Adrian Bodrean, director economic al Serviciului de Ambulanță Județean, de 10 ani coleg cu Valeria Filimon. Schimbare la nivelul stafului de conducere și la Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara. Se pare că inspectorul șef Gabriel Ovidiu Bârlea va trece din concediu direct la pensie. Este adevărat? Da, este iată o informație oarecum în premieră, nu am mai abordat acest subiect, tocmai pentru că este un subiect pe care și eu astăzi l-am aflat. Într-adevăr, domnul comisar șef de poliție îndeplinește condițiile legale pentru a trece în rezervă cu drept de pensie, de acum vă spune domnul colonel în rezervă, da? Este un polițist, pentru că noi nu credem că trecerea în rezervă înseamnă încheierea carierei. A avut o carieră de peste 32 de ani de poliție și rămâne în continuare un polițist, un ofițer de poliție experimentat, care, bineînțeles, ne va sprijini, chiar dacă nu va mai fi activ, ne va sprijini cu multe informații, cu multe sugestii în activitatea noastră profesională. Noi nu putem decât să-i mulțumim pentru sprijinul pe care l-a oferit instituție și modul în care a menegeriat toată această activitate complexă a polițiștilor și nu putem decât să-i urăm multă sănătate în continuare și să sperăm că vom beneficia de sfaturile dumnealui și în continuare. Oficial, nu se știe încă cine va prelua conducerea IPJ Hunedoara.